Bine v-am găsit, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a sosit în teste. Pentru că am foarte multe de spus despre acest device, voi realiza o serie de clipuri în care voi pune accentul pe cele mai importante specificații din punctul meu de vedere. Voi începe cu un prim clip în care îmi voi spune primele impresii după o utilizare de aproape o săptămână. Am făcut aproape 1000 de poze, m-am jucat foarte multe jocuri, am făcut și câteva clipuri comparative. Am realizat mai multe comparații cu S10 Plus, dar și cu Note 9 sau cu Note 10 Lite. Le veți vedea pe canalul meu de YouTube în curând, de aceea vă invit să vă abonați, dați subscribe și apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori apar clipuri noi pe canalul meu de YouTube. Și acum, haideți să continuăm. Așadar, am folosit pentru a face foarte multe fotografii, pentru a juca jocuri, pentru a realiza clipuri comparative, dar am folosit și ca telefon principal timp de o săptămână și îl voi mai folosi în continuare, deoarece este peste orice alt smartphone testat de mine până în acest moment. Ca și specificații, ca și design, ca și display. Veți afla de ce spun asta pe parcursul a numeroase clipuri. Am folosit telefonul zi de zi pentru WhatsApp, pentru mesaje, pentru apeluri, pentru a încărca căștile sau smartwatch-uri pe spatele telefonului, deoarece are reverse wireless charging, o funcție foarte utilă. Voi discuta despre ea într-un clip separat. În următoarele minute voi discuta despre display, de ce mi se pare cel mai bun de pe piață în acest moment și de ce vă recomand cu încredere Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dacă doriți să aveți cele mai fluente animații de pe ecran în 2020, evident. Avem de-a face cu un display extraordinar din toate punctele de vedere. Haideți să-l privim îndeaproape. Display-ul lui Samsung Galaxy S20 Ultra 5G are o diagonală impresionantă de 6,9 inch și un screen to body ratio de 89,9%, hai să zicem 90%, este o proporție de-a dreptul impresionantă. Avem camera pentru selfie-uri ascunsă aproape în partea de sus, aproape că nu observăm. Este o cameră de 40 de megapixeli, o cameră care realizează selfie-uri extraordinare, dar nu despre asta vorbim acum, ci despre ecran. Iată culorile redate de acesta, este o fotografie realizată chiar cu acest telefon, o fotografie de 108 megapixeli. Acum voi intra în submeniul afișaj din setări și vă voi arăta cum puteți folosi la maxim display-ul lui Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Avem modul luminos sau modul întunecat. Eu prefer modul luminos. Și luminozitate adaptabilă. Așa este cel mai bine din punctul meu de vedere. Rata de reîmprospătare mare de 120 de Hz. Asta înseamnă că obținem animații mai realiste și o derulare mai cursivă. Putem obține însă rata de reîmprospătare de 120 de Hz doar la rezoluție Full HD+. Atunci când schimbăm rezoluția, rata de reîmprospătare se va schimba automat la 60 de Hz. Ca să schimbăm rata de reîmprospătare din nou la 120 Hz, trebuie să micșorăm rezoluția. Cei drept, nu observăm mari diferențe în ceea ce privește rezoluția, însă în ceea ce privește animațiile, da, diferențele sunt vizibile în orice meniu. Putem alege între moduri de ecran viu sau natural. În cazul modului viu putem alege balansul pe alb, de la tonul calde până la culori reci. Putem alege timpul de expirare a ecranului. Eu am pus 5 minute deoarece vă prezint mai multe detalii. De obicei ras un minut este suficient. Ecranul de pornire. Avem aici foarte multe setări care decid cum să fie afișate iconurile pe prima pagină. Este ok 5:5 deoarece display-ul este mare. Putem adăuga aplicații pe ecranul acasă atunci când le descărcăm din Google Play, automat. Putem glisa în jos pentru panoul de notificare. Rotim pentru modul peisaj. Ecranul se rotește automat când se schimbă orientarea telefonului. Și putem alege ce aplicații să ascundem. Este totul foarte simplu și intuitiv. Ecranul poate fi deblocat cu ajutorul unui model, recunoașterii faciale și amprentelor digitale. Recunoașterea facială funcționează foarte rapid. Senzorul pentru amprente se descurcă foarte repede. Funcția Horizon Display este foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere, deoarece vreau permanent să știu ce notificări primesc. Eu am ales să o afișez întotdeauna. Putem să alegem să atingem ecranul pentru a afișa informațiile de pe Horizon Display. Iată. Sau să afișăm conform programării într-un anumit interval orar. Și în cazul Horizon Display putem alege ca luminozitatea să aibă anumite nivele, sunt 3 la număr, sau să fie automată. Eu am ales să am luminozitatea maximă. Fiecare utilizator poate alege setarea dorită. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G are cel mai bun display de pe piață. Am mai spus asta, dar țin să o repet. Ați aflat ce cred eu despre display-ul lui Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Acum haideți să discutăm despre camerele foto impresionante care asigură un zoom digital de până la 100x, camere foto care realizează fotografii de o calitate excepțională în orice condiții. Avem și o cameră pentru selfie-uri foarte interesantă. Haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra acestora. Pe partea din spate avem numai puțin de 4 camere foto. Una de 108 megapixeli, o cameră wide cu care putem realiza fotografii extrem de spectaculoase, o cameră periscop de 48 de megapixeli cu 4x optical zoom și 10x hybrid zoom, o cameră de 12 megapixeli ultra wide cu ajutorul căreia pot fi realizate și clipuri cu stabilizare optică și un senzor pentru adâncime Time of Flight de 0,3 megapixeli. Acesta este util în cazul fotografiilor bokeh. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vine la pachet cu inovație extrem de interesantă și anume posibilitatea de a filma în format 8K, nu 4K, m-ați auzit bine. Asta înseamnă că putem urmări conținut realizat de acest smartphone pe televizoare cu rezoluție 8K. Calitatea fotografiilor de tip selfie este una excelentă. Și acum să privim mai multe fotografii și clipuri realizate cu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, atât cu camerele foto principale, cât și cu camera foto frontală. camere foto. Acum să trecem și la partea de design. S20 Ultra 5G are, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai reușite designuri ale anului 2020. Veți afla imediat de ce. Haideți să privim îndeaproape designul acestui device. Designul lui Samsung Galaxy S20 Ultra 5G mi-a tras atenția în momentul scoaterii din cutie, deoarece pe partea din față avem pe aproape întreaga suprafață display, pe partea din spate un modul cu 4 camere foto și briți, care ne duce cu gândul la aparatele foto profesionale. Ce-i drept, este foarte bine că modulul nu este cu mult evidențiat și telefonul nu are un joc pe suprafețele pe care este plasat, datorită dimensiunilor mici ale modulului camerelor foto. Avem doar 3 butoane fizice, butonul Power, care poate fi folosit și pentru activarea asistentului vocal Bixby, precum și butoanele pentru volum. Elementele de pe carcasă nu sunt înghesuite, avem microfonul secundar în partea de sus, precum și sloturile pentru cartelele SIM și cardul microSD. În partea de jos, porturi jack, microfonul pentru apeluri și difuzorul. Difuzorul stereo pentru jocuri se află situat undeva sub display, în partea de sus. Avem sunet stereo. Puternic, oricum Samsung 855 este cel mai puternic procesor de la începutul anului 2019. Sunetul este foarte clar. Este poate cel mai clar sunet redat de difuzoarele unui smartphone testat de mine până în acest moment. Dar nu despre sunet este vorba acum, ci despre design. Avem de-a face cu un design foarte ergonomic din punctul meu de vedere. Telefonul poate fi folosit fără probleme și cu o singură mână, pentru a accesa aplicații, pentru a intra în jocuri, pentru a trimite mesaje sau pentru a apela. Este totul foarte, foarte simplu. Designul telefonului este gândit astfel încât să poată fi folosit cu o singură mână, chiar dacă are un display foarte mare de 6,9 inch. Corpul este compact. Grosimea este de numai 8,8 mm. Greutatea, ce drept, este destul de mare, 222 de grame. Unul dintre cele mai importante criterii atunci când vine vorba despre cumpărarea unui nou telefon mobil este ușurința în utilizare. Ei bine, eu găsesc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G drept unul dintre cele mai simplu de utilizat telefoane. Avem de-a face cu un device foarte user-friendly. Haideți să vedem de ce. După cum spuneam și mai înainte, smartphone-ul poate fi utilizat fără probleme cu o singură mână. Avem de-a face cu un device gândit să fie foarte ergonomic. Camerele sunt situate inteligent, nu le atingem atunci când folosim telefonul. Totul este gândit extrem de simplu. Difuzorul din partea de jos nu este acoperit atunci când jucăm diverse jocuri, deoarece degetul stă de obicei în această poziție. La capitolul ușurință de utilizare pot intra fără probleme și modul în care sunt încărcate aplicațiile, precum și fluența care sunt redate animațiile pe ecranul cu rata de refresh cu 120 de Hz. Voi intra acum în PUBG să vedeți cât de repede se încarcă. Este cel mai rapid telefon testat de mine până în acest moment. Are un procesor Exynos 990 și 12 GB RAM. Este varianta cu 12 GB RAM și 128 GB. Iată, aș încărcat pe PUBG. În curând voi realiza un clip în care voi arăta cum rulează S20 Ultra 5G cele mai noi jocuri. Acum să discutăm despre următorul punct, și anume încărcarea rapidă. Bateria acestui smartphone se încarcă de la 0% în o oră și 10 minute aproximativ. Asta înseamnă că avem de-a face cu un telefon care se încarcă extrem de rapid. Asta înseamnă că avem de-a face cu un telefon care va sta cât mai puțin în priză. Avem de-a face cu un device care poate fi folosit atunci când este încărcat și nu numai pentru a încărca alte device-uri, deoarece are o capacitate mare a bateriei. De exemplu, putem încărca acest ceas sau niște căști care au încărcare wireless. Iată încărcătorul lui Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Este un încărcător super fast charging, încarcă la 45 de W. După cum spuneam, încarcă în aproximativ o oră, o oră și 10 minute telefonul. Acum voi conecta telefonul la încărcător. Încărcare super rapidă, mai durează 31 de minute din acest moment. După cum spuneam, puteți folosi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G și pentru a încărca wireless alte device-uri, precum acest smartwatch de exemplu, sau un set de căști. Vă voi arăta imediat cum. Am activat funcția Wireless Power Share. Așez telefonul pe partea din spate, ceasul pe mijlocul telefonului și acum încărcarea începe. Voi încărca ceasul în acest mod. Iată, în 2 ore se va încărca până la 100%. Așadar avem de a face cu un device care poate fi folosit și pentru a încărca alte gadgeturi. În concluzie, după o săptămână de utilizare, pot spune că Samsung Galaxy S20 Ultra 5G este smartphone-ul momentului, dacă nu chiar smartphone-ul anului, deoarece are foarte multe aturi. În curând vor urma alte clipuri în care îmi voi spune părerea pe larg despre diverse funcții. Acum aștept părerile voastre, vă invit să mă adresați și întrebări despre acest smartphone. Eu vă voi răspunde cât mai clar și la obiect. În încheiere vă întreb ce părere aveți despre acest device, ce impresie v-a făcut acest clip și ce doriți să aflați din următoarele clipuri despre Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.